Școala gimnazială Matei Basarab din Târgoviște și-a deschis din nou porțile după finalizarea proiectului care a vizat reabilitarea, extinderea și modernizarea unității de învățământ. Proiect finanțat cu bani europeni, valoarea totală a investiției fiind de peste 22 de milioane de lei. La festivitatea de inaugurare a fost prezent și ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ceche Otila. În cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele. Domnului să ne rugăm, ne miluiește. Proiectul Matei Basarab pentru voi, în primul rând, copii, trebuie să știți că este cel care, de la cărui domnie sărbătorim, sau început de domnie, sărbătorim anul acesta 390 de ani. El este unul dintre cei care a adus aici, la Târgoviște, și a continuat și a înflorit cultura, educația. Este cel care a construit mai multe biserici decât Sfântul Ștefan cel Mare. 46 de biserici a construit Matei Basarab. Mai trebuie să știm un lucru. Astăzi vedem că există războaie în lume. Din nefericire, au existat dintotdeauna. Iar atunci, în vremea lui Matei Basarab, din păcate, românii se luptau între ei. Românii din țara românească și cei din Moldova. Cei doi domnitori, Matei Basarab și Vasile Lupu din Moldova, s-au împăcat la intervenția bisericii, a mitropolitului Varlaam al Moldovei. Iar ca semn al împăcării celor doi voievozi, noi avem astăzi în Târgoviște cea mai frumoasă biserică și mănăstire, Mănăstirea Stelea, construită de voievodul Vasile Lupu, iar noi, românii de aici, am construit Mănăstirea Soveja, care astăzi se află în județul Vrancea. Ca Domnului este ocrotitoarea municipiului Târgoviște și, după cum știm cu toții, la 8 septembrie facem o mare procesiune de la Catedrala Mitropolitană până la Curtea Domnească. Vă ofer această icoană, iar doamnei director adjunct îi ofer o icoană a Sfântului Voievod Neagoie Basarab. Este Sfântul care aici, la Târgoviște, a ctitorit Catedrala și care a ajutat. Este, de fapt, Sfântul ocrotitor al copiilor, al tinerilor. Așa că, doamnă director, alături de domnul director, să conduce școala și destinele copiilor așa cum trebuie. Mulțumesc, doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc reprezentantului Inspectoratului pentru situații de urgență, Basarab I, de asemenea, o instituție cu privire la care există o colaborare foarte bună pe ceea ce înseamnă mai ales avizarea pentru securitatea la incendiu. Municipiul Târgoviște fiind unul din cele două municipii președințe de județ din România, cu toate unitățile de învățământ, cu autorizație ISU. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Stoica Sorin, director executiv Direcția de Sănătate din Bovița, pentru colaborarea pe care o avem. Instituția pe care o reprezintă tocmai a emis autorizația de sănătate publică pentru această unitate de învățământ și mulțumim și pentru colaborare și pentru promptitudine și pentru celeritatea cu care a dat curs solicitării noastre. Îi mulțumesc de asemenea domnului Laurențiu Neculescu, președintele administrației Fondului pentru Mediu. De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Local Târgoviște pentru colaborare și pentru faptul că au înțeles, în mare măsură, indiferent de culoarea politică, importanța unor proiecte de investiții de natură să schimbe, într-o măsură importantă, oferta de infrastructură educațională pe care o are municipiul Târgoviște. Totodată vreau să le mulțumesc și colegilor mei din aparatul de specialitate al primarului pentru implicare, pentru că nu este deloc ușor să gestionezi și să duci la bun sfârșit un proiect de peste 22
de milioane de lei. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc mass media pentru prezența la acest eveniment și pentru sprijinul constant în ceea ce înseamnă comunicarea a ceea ce este important pentru comunitatea locală. Am făcut așa o introducere puțin mai lungă. Vreau să mulțumesc de asemenea constructorilor prezenți, reprezentanții constructorilor fiind prezenți aici, domnul Folescu, domnul Petre, de asemenea proiectantul Europroiect, cu toți contribuind fiecare pe sfera de competență la realizarea acestei investiții. Vreau să mulțumesc pentru înțelegere cadrelor didactice de la această unitate de învățământ, elevilor, conducerea unității de învățământ, pentru că nu a fost ușor. Trebuie să se facă anumite relocări, pentru că procesul educațional așa trebuia să continue. Și atunci s-au făcut eforturi deosebite pentru ca educația copiilor să nu aibă de suferit. Bun. Așadar, discutăm de un proiect de peste 22 de milioane de lei. Un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, AXA 10. Este vorba de o reabilitare din temelii a unității de învățământ și când spun reabilitare, mă refer la corpurile de clădire care existau și aici discutăm de la schimbarea tâmplăriei, instalații termice, instalații electrice, sistem de monitorizare video, sistem de comunicare audio, practic nimic nu mai seamănă cu ceea ce era înainte. În afara reabilitării propriu-zise, discutăm de o extindere cu trei corpuri de clădire. Ne aflăm într-unul din aceste corpuri în acest moment. În afara acestui corp de clădire cu sala multifuncțională, cu laboratoarele, after school, mai avem și sala de sport, care a fost construită de la zero, într-un efort destul de important. În afara reabilitării și a extinderii, a modernizării, avem și o componentă importantă de dotări, dotări didactice, de laborator, pentru sala de sport și așa mai departe, într-o investiție completă, de natură să ofere aceste unități de învățământ condiții cu adevărat europene. După ce vom finaliza această scurtă prezentare, pentru că eu cred că mai important este să vedem exact ce s-a construit aici, vom face și un mic tur al unității de învățământ pentru cei care au fost, care știu cum arăta unitatea de învățământ, să facă și o comparație cu ce există aici. În afara acestei investiții, anul trecut, administrația locală târgovișteană a finalizat de asemenea implementarea unui proiect important la unitate de învățământ. Este vorba de proiectul de la școala Mihai Viteazu, la școala numărul 8, un proiect similar, cu o valoare similară. Și are în lucru, în acest moment, tot pe port, un proiect de 23 de milioane de lei la școala Tudor Vladimirescu, de asemenea reabilitare, modernizare, extindere și dotare. Și de asemenea lucrăm la un proiect la fel de important, la grădinița numărul 8, Rază de Soare. Este cea mai mare grădiniță din județul Dâmbovița. Sper că în această toamnă să reușim să finalizăm lucrările și acolo. În primul rând, conducerii Consiliului Județean Dâmbovița și Primăriei Municipiului Târgoviște pentru invitație de a fi în programul cu dumneavoastră. Evident, este un moment de bucurie, spunea domnul primar. Într-adevăr, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este administratorul, dacă vreți, gestionarul din punct de vedere
a României pe programul operațional regional. Și categoric are un rol în implicarea acestor proiecte. Dar acest proiect, ca și toate celelalte proiecte, sunt rodul muncii comunității locale și aleșilor locali din Târgoviște, respectiv în alte cazuri a beneficiarilor. Pentru că statul pune la dispoziție, guvernul pune la dispoziție, Ministerul Dezvoltării pune la dispoziție, găsim fonduri europene, naționale și așa mai departe, dar fără implicare locală, fără proiecte mature care pot fi implementate, proiecte bine făcute, aceste investiții nu ar ajunge acolo unde suntem astăzi în acest moment fericit, astfel încât eu felicit Primăria Municipiului Târgoviște, pe domnul primar, pe toți cei care s-au implicat. Este meritul lor și este meritul și a fiecărui membru a comunității locale până la urmă. Și trebuie să vă bucurați de acest lucru, pentru că avem prea multe impulsuri, dacă vreți, negative. Și trebuie să avem, pentru că avem, și succese. Și acesta este un succes a comunității târgoviștene. Este un succes pentru copii, este un succes pentru cadre didactice, este un succes pentru părinți, pentru că ceea ce s-a făcut aici, în perioada de implementare, va determina în mare măsură și faptul ce fel de comunitate ne dorim în societate. A investi în educație, în sănătate, în cultură, în sport, toate acestea țin și de viitorul acestei comunități și acestei societăți în care trăim. Și eu cred sincer că din acest punct de vedere aceste investiții își merită fiecare ban și sunt sigur că această investiție în școala gimnazială Matei Basarab din Târgoviște își merită fiecare ban cheltuit și de aici vor ieși copii, adulți, care vor face cinste acestei comunități. Și este foarte important mesajul pe care îl dați astăzi, acela de a prioritiza într-un fel aceste tipuri de investiții, de a investi cu prioritate în educație, pentru că educație, să știți, astăzi nu este nu este ceea ce e o chestiune de moment pentru domnul primar sau pentru domnul președinte a Consiliului Județean sau pentru domnul ministru. Investiția în educație este pentru următorii 10, 20, 50 de ani.